Final de săptămână cu o nouă competiție de nivel național la canotaj, una cu caracter de selecție pentru constituirea loturilor naționale, dar și a centrelor olimpice. Competiția la sfârșitul acestei săptămâni nu va fi campionatul național, va fi Cupa Federației Române pentru Junior, ceea ce înseamnă concurs de selecție în vederea reîntregirii centrelor olimpice, iar săptămâna viitoare, pe 20-21, vor fi campionatul național de seniori, unde vom participa cu câteva echipaje. Sper să luăm medalii în toate. La campionatele naționale de seniori, obiectivele Clubului Sportiv Școlar Liceului Teoretic Traian Lalescu din Orșova sunt ca de obicei foarte îndrăznețe și vizează un loc pe podium în clasamentul pe cluburi. Să vină ca de obicei pe locul 3, după Steaua și Dinamo sau Dinamo-Steaua. Un loc cu care v-ați obișnuit pe la nivel național, deși sunteți club de juniori. De fiecare dată venim pe 3, câteodată chiar la bătaie cu cele două cluburi de seniori. Am câștigat și câteva medalii de aur de-a lungul timpului, chiar anul ăsta, la campionatul național de fond, am luat două medalii de aur, bătându-ne cu echipe de valoare. Ce bine ar fi fost ca în acele discuții super politizate ale Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cineva și-ar fi adus aminte și de valoarea acestui club pe plan mondial și nu numai de niște dezinformări crunte al unor oameni care nu prea au nimic comun cu sportul. Deși este marș și azi trebuiau finalizate negocierile cu investitorii italieni, din păcate nu avem nicio veste bună pentru iubitorii de fotbal din Drobeta, Turnu Severin. Investitorii italieni au dispărut, Claudiu Zambon dă știri care de care mai fanteziste, iar Nicolo Napoli nu semnează cu CS Turnu Severin, condiționând totul de preluarea echipei de Nicolo Di Matteo și ceilalți. Între timp, primăria a dat o gură de oxigen severinenilor cu o sumă care îi ajută să facă deplasarea la Vaslui, dar care este departe de a rezolva problemele majore de la echipa noastră. Nici acum, ca și la început, nu cred în bunele intenții ale italienilor, așa încât continui să cred că rezolvarea se află tot în Drobeta, Turnu Severin. Important însă este să se dorească acest lucru și mai ales să se găsească soluții, pentru că, iată, curge cu promisiuni, ultimele venind de la Consiliul Județean. Nu sunt însă singurele promisiuni și, din păcate, cu ele nu se rezolvă problemele financiare de la CS Turnu Severin, echipa fanion la ora actuală a fotbalului severinan. Sperăm cât de curând să avem și vești bune, pentru că practic ne-am săturat de speculații.